Direcția Generală a Finanțelor Publice se las reamintește contribuabililor persoane fizice, organizați ca întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activități independente, comerciale, prestări servicii, precum și din profesii libere și cei care realizează venituri din cederea folosinței bunurilor, indiferent dacă sunt impuși în sistem real sau la normă de venit, ca obligația să efectueze plăți anticipate în contul impozitului pe venit, aferent trimestrului 4 din acest an. De asemenea, contribuabilii care desfășoară activități independente sau profesii libere vor plăti la unitatea fiscală de domiciliu al contribuabililor contribuția de asigurări sociale în cotă de 31,3% și contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotă de 5,5%, reprezentând plățile anticipate aferente trimestrului 4. Aceste contribuții se plătesc atât de către contribuabilii care s-au înființat după 1 iulie 2012, cât și de către cei care erau înființați înainte de această dată și efectuau plățile la casele de asigurări sociale sau casele de asigurări sociale de sănătate. Astfel, contribuabilii menționați mai sus vor plăti impozitul pe venit și contribuțiile sociale până vineri 21 decembrie la trezoreria de care aparține unitatea fiscală în raza căreia au domiciliul.